Nu te supăra. Cât plătești chirie aici la țară? Nu plătesc chirie. Mi-am cumpărat casa așa, să mă simt ca la Tenerife. Pe stilul meu mai ciulo. De ce? Da? Care? Asta e casa? Da. Hai să-ți prezint piscina, jacuzzi, sauna, să vezi ceva. Așa la cădai mă sunt dăscai. Ia uitați-vă, bă! Sauna. Ia, poți să intri în ea? Mamă! Jacuzzi. Mamă! În loc de să stai, să vezi sunset-ul. Cred că pică frumos sunset-ul aici, nu? E mare rău piscina. Este. Are adâncime 1,5 m, 2. Aha. Aha, bombă. E suficient să sari în apă. Și curtea, văd că e curtea foarte mare, așa. Ma, da. Avem și barbecue aici, ceva de genul. Ok, ok. Și te simți ca la Tenerife, practic, da, cu casa asta. Păi, ce vrei mai mult de atât? Pă bune. Ca la Tenerife, că și la Tenerife am la fel. Da? Asemănător, da, da. Aha, aha, bombă. Le ai pe toate într-un foc. Living-ul. Ia, stai să văd show living-ul ăsta. Ia, uite ce insulă ai. Frumos. Cu view așa, afară, la mașini. Ce părere ai de casa asta? Tu și gorgeous. Chiar îți place? Da. E o casă spațioasă. Chiar e spațioasă? Da, foarte mare, foarte spațioasă. Aici e baia pentru... Bună! Aici este baia pentru... Oaspeți? Yes, oaspeți. Ok. Ia. Unul în dormitor aici. Încă unul? Încă unul aici. Bă, dar dite mai casă. Și este oaspeți, cred că. Asta e al meu. Am și baia aici, frumos. Ia, ce baia ai. Ia uite, ce cadă și mechelită. Ma, ia stai, mă. Ok. Wow. Mamă, cu view direct la mașini. Bă. Aici să faci un duș, să stai toată noaptea în miau-miau. Miau-miau aici, da? Să-ți dai de vis. Deci și bideu și toaletă și duș și cadă. Exact. Băi, frumos. Ce vreme am dat? Două chiuvete, două oglinzi. Băi, ești numărul unu, frate. Bă, stilul Maluma de Tenerife. Așa, mai pe stilul meu, ciulu. Bă, dar oricum, cu ăsta, cu grădina asta mai spart. Deci e... Și cu geamurile astea din cap până în pământ, așa, deci și... Și ala că dai mă să-mi dăscăi. În același bun... timp vezi și sunset-ul frumos. Ce vrei mai mult de atât? N-ai ce să vrei mai mult. Mai te aduci ceva prieteni aici, un grătar frumos și toată noaptea, miau-miau. Am înțeles.